O poveste foarte drăgălașă, din care o să învățăm foarte multe lucruri importante. Povestea se numește Sonicea Fițoasă. A fost odată ca niciodată o fetiță pe nume Soni. Ea iubea mult animalele și avea o jucărie preferată. Îi plăcea la școală, iar materia ei preferată era educația tehnologică, deoarece învățau foarte multe lucruri interesante despre plante, animale, cereale și despre cum să trăim sănătos. Sonia era pasionată de dinozauri, dar profesoara ei de tehnologie nu îi împărtășea această pasiune și nu o sprijinea deloc în acest demers. Și pentru asta era foarte supărată. Pentru că era foarte bună la învățătură și știa să facă multe, multe lucruri, i se cam urcase așa la cap, devenise fițoasă, pentru că ea nu considera că era necesar să învețe tot timpul. Sony credea așa uneori că va veni o gâză, așa se va așeza pe capul ei cu o baghetă magică și astfel va reuși să știe toată materia fără să mai fie nevoie să învețe. De fiecare dată când venea un coleg să întrebe ceva legat de școală, nu le răspundea și le întorcea spatele și își băga căștile în urechi și asculta muzică. Prefera să stea cu colegii mai mari, crezându-i pe colegii ei de clasă inferiori ei. Cam așa sunt fetele astea fițoase, se cred ele deasupra tuturor. Într-o zi, doamna profesoară a ascultat-o din lecția predată și ce credeți? Sony n-a știut nimic. Așa că a primit nota 4. Părinții ei, când au aflat, au certat-o foarte tare și au pedepsit-o luându-i telefonul și n-au mai lăsat-o deloc afară să se joace. Într-un final, Sony a înțeles că nimic nu se poate realiza fără muncă și fără a studia în fiecare zi și a mai învățat ceva, că trebuia să fie mult mai apropiată de colegii ei de vârstă și să stea de vorbă și cu copiii mai mari, dar să nu le întoarcă spatele colegilor ei. Învățătura acestei povești, pentru că nu e așa, orice poveste are și o învățătură, este următoarea. Niciodată să nu te crezi deasupra celorlalți și să înveți în fiecare zi a vieții tale. Dragilor, această poveste a fost scrisă de 3 copii foarte drăgălași. Ei se numesc Maria Lulea, Mihai Panait și Ana Maria Roșcan. Și să nu uit, dacă aveți și voi povești scrise de voi și vreți să vi le citească Puffy, fiți atenți, vă rog frumos, că mi-am făcut adresă nouă de mail. Adresa este următoarea: poveștile lui Puffy @gmail.com. Deci acolo îmi trimiteți acum poveștile, da? Nu mai îmi trimiteți pe adresa veche de mail. Vă aștept săptămâna viitoare cu o nouă poveste și Puffy vă pupă și vă iubește și vă spune la revedere! Dum 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 d